Mă bucur foarte mult să vorbesc astăzi despre profesorul Achimaș Patriciu, Patriciu Achimaș, pe care îl cunosc din perioada strălucitei lui studenții, multe decenii de atunci. Îl cunosc din perioada în care foarte entuziast urca pe drumul care l-a dus în vârful piramidei universitare. Îl cunosc din perioada în care s-a întors plin de glorie și de multă știință, după multe stagii de pregătire intensă în marile, cele mai mari clinici de oncologie din Europa. Apoi îl cunosc din perioada în care, ca om al cetății, împreună am construit așa un gen de platformă de promovare a sănătății și binelui pentru persoanele pe care le îngrijeam. Și îngrijim, vorbesc la modul medical, dar și psihologic. În cadrul acestei platforme despre care v-am spus, îmi amintesc cu plăcere de prezența lui cu totul deosebită la Gale Medicină Artă Cultură sau la programele la care l-a invitat în cadrul televiziunii române. Am fost alături de el și sunt alături de el atunci când, departe de Cluj, a plecat spre București și s-a angajat într-o extraordinară acțiune de elaborare a Programului Național de Cancer. S-a elaborat legea care a fost aprobată în Parlamentul României. Sigur, ea nu funcționează încă, dar funcționarea ei nu depinde de Patriciu Achimaș. Dar vreau să vă spun că o țară întreagă l-a admirat, o țară întreagă l-a susținut în acest demers al lui excepțional. Și, din păcate, o țară întreagă așteaptă în continuare ca această lege să funcționeze. Astfel încât aș spune în final că profesorul Patriciu Achimaș este un bulgăre aurit, un bulgăre aurit care are în mijlocul lui un miez de platină, care înseamnă excelența lui profesională, învăluită într-o hlamidă care înseamnă, hlamida aurită, bineînțeles, care înseamnă dragostea lui pentru oameni. Eu îi doresc mult succes lui Patriciu Achimaș în viitor, chiar și atunci când nu o să calce pe covorul roșu. Domn profesor, cu permisiunea dumneavoastră, să începem cu începutul. Cine este și de unde vine Patriciu Achimaș Cadariu? Cum să facem? Să facem ca și șamanii? Așa, întâi descompunem și după aceea recompunem. Cum doriți dumneavoastră? Cred că oricare dintre noi suntem un rezultat al geneticii, al educației și a întâmplărilor prin care am trecut în viață. Vin dintr-o familie pentru care educația a fost, cred, un cel mai important pilon. Și asta am trăit-o, am trecut prin toate etapele ei. Cred că dacă ar fi să mă gândesc la un pilon central și să mă gândesc că inclusiv genetica poate fi modificată în sensul acesta, la asta m-aș gândi, la educație. Am crescut cu bunici, care erau legați de armată, bunicul meu a fost până în 47 militar, de limba și literatura română, bunica mea a fost profesoară în domeniu. Doi piloni foarte importanți. Da. Și părinții mei medici, care au trăit în sine fenomenul ăsta într-o epocă în care, dacă reușai să găsești o astfel de ancoră, cred că supraviețuiai mult, mult mai bine în anii 60, 70, 80 și după aceea 90. Sigur, schimbarea din 90, aveam 14 ani. Greu de spus care sunt diferențele. Cine
e mai matur sau mai puțin matur cei de 14 ani de acum sau cei de 14 ani din anii 90. Cert e că astăzi, după 10 de ani de la schimbarea, încep să îmi dau seama tot mai mult și mai mult cât de tributari suntem unor reflexe pe care le-am dobândit vrând nevrând în epoca aceea. Păi este un vizionar și asta mi-a dovedit de mai multe ori prin diferite colaborări, proiecte, lucruri pe care le-am efectuat împreună și cred că este un om cu foarte mare suflet și dăruire față de pacienți și față de restul oamenilor care îl înconjoară. Când a apărut această dorință de a lua halatul alb, adică să mergeți către medicină, în mod sigur, cei doi părinți v-au canalizat cât de cât, vrând nevrând, către această direcție, nu? Lucrurile astea cred că se petrec și în subconștient, cumva. Am trecut prin mai multe epoci. Când eram mic, impresionat de poveștile de război ale bunicului meu, am crezut că erou absolut e militarul. Trecut vremurile, sigur că militarii din perioada aceea numai eroi nu cred că erau. Sau erau în felul lor, dar erau probabil, era o transformare alta, ceea ce vedeai era cu totul altceva decât poveștile bunicului. Sigur, erau povești despre război, evident. Apoi, prin gimnaziu, liceu, am descoperit și poezia. Și scris poezii? Am și scris poezii în epoca aia, da. Mai păstrați caietelele? Am și publicat o carte. Ați publicat o carte? Poezii de dragoste? Erau poezii de adolescență. De adolescență. Da. Bun. A sosit și momentul. Și atunci am crezut că poetul e erou. Atotputernicul. Da, da, da. În același timp, după 90, erai bombardat de o serie de personaje, cum să le spunem, exotice, nu? Care și erau malefice. Care erau, nu, toți erau, sau majoritatea erau malefici, de fapt, dar exotici în felul lor, fiindcă vă amintiți probabil tarabele cu cărți din centru, în care jumătate era literatură legionară, jumătate comunist sau un sfert filo... Sau cu detectivi. Sau cu detectivi, da. Și atunci... a fost și o epocă, nu numai în presă, și în presa internațională, în care cred că se comemora un număr de ani de la execuția lui Che Guevara. Între timp erau cărțile astea care vorbeau despre legionari, deci, așa, un melanj de Am ajuns ciudate. La anul 90, da? După 90. După anii 90. Momentul 90, 89-90, unde v-a prins? Acasă. Ce vârstă ați avut? 14 ani. 14 ani. Da. Dar vă aduceți aminte clar. Eram asta spun, cred că eram destul de maturi atunci, la 14 ani, în anumite privințe. Universitatea de Medicină și Farmacie, Iuliu Hațeganu, Cluj. În ce an ați intrat? În 94. 94. Țin minte că... Cum au fost primele momente ale studenții? Mi-aduc aminte, înainte de admitere, când taică m-a dus până în clădirea în care cred că urma să susțin examenul, să-mi arate unde este. Să vă familiarizați. Să o identific, măcar să știu unde să ajung a doua zi. Și așa... știți, cred că ceea ce au trăit părinții mei și tot mirajul și povestea asta transcende o realitate care în anii 90 nu era una minunată și sincer era așa un amestec de poveste și medicină. Și medicină.
Din capul locului știați cam către care specializare veți merge sau cum se întâmplă, cum s-a întâmplat în cazul dumneavoastră? Nu, n-am avut nicio idee. Primii 3 ani pot să vă spun că nu mi-au plăcut. Adică? Nici primul, nici al doilea an nu mi-a plăcut absolut deloc. Vi se părea prea greu, prea... Nu, pur și simplu mi se părea că... Că nu e domeniul dumneavoastră... Nu, nu-mi plăceau profesorii, nu-mi plăceau cum se desfășura orele. Din primii 3 ani mi-aduc aminte doar de 2 profesori. Cu plăcere. De unde apăreau aceste conflicte sau aceste neînțelegeri? Odată veneam dintr-un liceu foarte bun, cred, și orizontul de așteptare care mi se crease, cred, și acasă, și prin ceea ce citisem, și prin ceea ce-mi imaginam, era mult deasupra realității din anii ăia, anii ăia mizerabil 90. Hai să facem un salt mare, domnule ministru, și nu degeaba am zis de domnul ministru. Medic tânăr, recunoscut în țară și peste hotare, ați și poposit pe la diferite clinici cu diferite ocazii în alte țări. Apropo, nu v-ați propus niciodată să rămâneți într-o altă țară? Să profesați acolo? Nu pot să spun că nu m-am gândit și am avut contract, de fapt. Am avut un contract în Germania, de unde am plecat, apoi am refuzat altul și în ziua în care, sau în săptămânile în care aveam promovarea la conferențiar, am primit o ofertă de șef de secție într-un oraș cel mai mic din Germania. Ăla a fost un moment complicat. Da? Da. Era greu, nu? Să vă hotărâți. Și da și nu. Cât timp ați avut la dispoziție ca să vă hotărâți? Câteva săptămâni. Uh-huh. Deci totuși a fost o perioadă de acomodare psihică, da, și da, mentală. Dar după o perioadă mai lungă petrecută în Anglia și Germania, mă întorsesem și credeam că sunt pe calea cea bună. Adică aceea de a construi ceva care să semene cât de mult cu ceea ce trăisem acolo. Am înțeles. Și cred că am reușit. Am ajuns și am pomenit de momentul ministeriatului. În ce an a fost? Când ați 2015-2016. Ei, povestea asta, pe scurt, dacă ne-o spuneți, unde v-a prins, cum v-a prins, cum ați reacționat la această veste? Cred că am mai spus-o, dar eram la operă. Și suna insistent telefonul, în acea perioadă eram și manager la institut și încerc credeam că se întâmplase ceva rău la institut. Și în fine, mi-am petrecut tot spectacolul pe holurile instituției, vorbind cu unul, cu altul. Deci am acceptat, nu? Poate... Erați deja cu o carieră fulminantă în spate, exact ce ne-ați spus mai înainte. Eram manager din 2012, deci de 3 ani. Noi, de fapt, acum nici nu am spus-o. Suntem la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca. Asta am vrut să o las pentru finalul emisiunii, dar n-am cum să nu pomenesc acum. Deci ați fost manager și atunci v-a prins vestea că ar trebui să acceptați funcția de ministru al sănătății. Da, mi s-a făcut acea propunere. De ani de zile, de zeci de ani, 2 teme predilecte din toate punctele de vedere. Învățământ, sănătate. Sănătate, învățământ. Dumneavoastră ați fost acolo. În poveste. Povestim numai despre învățământ și sănătate, dar facem mult, mult prea puțin. Adică? Ne batem joc de resursa umană. Sunteți și cadru universitar. Da, acum și nu sunt mulțumit de ceea ce facem. Vă întreb în diversele dumneavoastră calități, da, ca să ne spuneți, da, da, să avem o hartă cât mai plină. Cred că e un număr imens de studenți, mult prea mare, pe care îi exportăm. Suntem țara care exportă cei mai mulți medici licențiați din lume, procentual vorbind. Cum poate fi stopat acest fenomen? Pe de o parte, păi, odată să... Îi formăm bine și a-i forma bine înseamnă să formăm de cam de 4-5 ori mai puțini,
Asta ar fi... Mai puțin. Mai puțin, da. Adică raportat la numărul de paturi de spital, pe seama unui numerus clausus, exact așa cum se face în toată lumea civilizată. Aia către care jinduim, nu? Și apoi să... Nu să îi legăm de calorifer cu lanțuri, că nu asta e soluția, ci să le oferim o variantă reală de a rămâne. Unde doresc să rămână? Ei doresc să rămână în centrele mari. Asta este. Și atunci, dacă tu ai produce nu câteva sute sau 1000 de studenți, ci 100, 150, 200 de studenți... Valoroși. Să dezvolți instituții în centrele mari. Iar centrele mici să le reconvertești în triaj, reabilitare și paliație. Ce m-a impresionat cel mai mult la gândirea domnului profesor a fost atitudinea și apartenența sa și implicarea față de pacienții care suferă de patologia oncologică. Profesor universitar, adică cadru universitar, deputat în Parlamentul României, tată, soț și, nu în ultimul rând, medic primar aici la Institutul Oncologic Chiricuță din Cluj. Cum vă împărțiți, domnule ministru? Cum puteți, fizic? E complicat puțin zilele astea, dar știu că nu durează la nesfârșit. Am avut șansa ca până în urmă cu 4 ani să pot să-mi fac de cap. Adică... Spus așa pe șleau. Da, da. Adică am avut libertatea totală de a mă dedica meseriei și formării mele. Și cred că trebuie să dau ceva înapoi. Și planul de cancer, dincolo de pacienți, de îngrijirea pacienților, planul ăsta de cancer cred că a fost un bine mai mare pe care am putut să-l fac. Am pregătirea pentru asta și a fost cumva o datorie față de mine însumi. Pe primul loc, în acest moment, este familia mea. Și asta o spun... cu toată hotărârea, este Alexia și Teodora, fiica mea și soția mea. Și lor le datorez mult mai mult în acest moment. Dar în același timp, Teodora și, sigur, și Alexia, cât înțelege ea, mă susține pentru a-mi îndeplini visul ăsta. Și m-a susținut. Și acest lucru... Este foarte important. A fost crucial, fiindcă altfel nu realizam asta. Și așa am reușit să parcurg anii aceștia. Și mai este numai încă unul și după aceea o să revenim într-o matcă mai simplă. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule ministru, acceptați să parcurgem împreună acea listă a lui Proust renumită, care a fost scrisă, transcrisă, rescrisă. Și cu această listă am să închei, dragi telespectatori, această întâlnire, zic eu, de colecție pe care a acceptat-o domnul profesor Patriciu Achimaș Cadaliu să ne acorde aceste minute, deși are foarte multă treabă. Începem, da? Vă rog. Principala mea trăsătură. Consecvența. Calitatea pe care doresc să o întâlnesc la un bărbat. Să fie bărbat. Calitatea pe care o prefer la o femeie. Să fie inteligentă și frumoasă. Ce prețuiesc mai mult la prietenii mei? Sinceritatea. Principalul meu defect. E tot consecvența dusă la extrem, încăpățânarea. Îndeletnicirea mea preferată. Medicina. Fericirea pe care mi-o visez. Să ne jucăm cu Alexia. Care ar fi pentru mine cea mai mare nenorocire? Cum era lucrurile despre care nici nu vorbim. Locul unde aș vrea să trăiesc. Acolo unde e bine. Culoarea mea preferată. Da, sunt foarte multe acum. Cred că... De obicei, în ultimele zile, culoarea pe care o alege Alexia, ea și alege roz și roșu și mie îmi dă albastru în general. Floarea care îmi place.
și trandafiri. Pasărea mea preferată. Pasărea, cred că îmi place ciocănitoarea. Foarte mult. Prozatorii mei preferați. Liviu Rebreanu. Poeții mei preferați. Nichita. Nichita? Eroii mei preferați din literatură. Aia sunt foarte mulți, dar eroul meu preferat este Ivanhoe. Am citit Ivanhoe de 14 ori, cred. Eroinele mele preferate din literatură. Astea le învăț acum cu fiica mea, cred, și descoper o lume foarte, foarte specială. Altfel, Hortensia Papadat Bengescu, cred că ar fi o eroină în sine, scriitoare fiind. Compozitorii mei preferați. Cred că ascult o paletă foarte largă de muzică, foarte, foarte largă, și aici aș putea enumera de la muzica baroc și până la blues și rock, cred că... Deci acoperă toată plaja. Aproape, aproape. Pictorii mei preferați. În ultima vreme, cred că undeva în zona lui Dali, poate. Eroii mei preferați din viața reală. Asta e o întrebare complicată. Sunt eroi pe care nu-i enunță nimeni. Sunt oameni care își văd de treaba lor și fac lucruri minunate. Pot să fie medici, să fie profesori, să fie constructori, să fie oameni care fac pur și simplu îngrijire, oameni ai pământului, și pe ei rar îi vede lumea. Sunt preferați în general oameni care povestesc foarte mult, ca și noi la televizor. Sunteți simpatici. Ce urăsc cel mai mult? Cred că ipocrizia și minciuna, dar trăiesc cu atât de multă în ultimul an, încât nici nu pot să spun că o mai urăsc. Cred că mă obișnuiesc cu ea. Calitatea pe care aș vrea să o am din naștere? Mi-ar plăcea să fiu mai nesimțit cu unele lucruri, că aș trăi mult, mult mai ușor. Cum aș vrea să mor? Clar, infarct, stop cardiac, ceva rapid. Calitatea morții e foarte importantă. Asta să o discutăm într-un registru foarte serios. Am înțeles. Ca oncolog, chiar cred că un lucru foarte important e calitatea morții. Și am văzut foarte multă suferință. O moarte frumoasă e moartea cardiacă. Greșelile ce mi inspiră cea mai mare indulgență. Greșeli. Învăț foarte multe lucruri în ultimii ani și nu cred că sunt greșeli. Greșeli voite. Sigur, acelea e greu să le... Când vrei să faci rău. Dar altfel, greșeli. Viața e frumoasă. Și ultima, deviza mea. Nu știu dacă am o deviză. Îmi place mult... Ars poetica sau... Îmi place deviza Institutului Oncologic. Împreună redăm speranța.